Mamă, ce tare te aud, mâncați-a zburată. Hei, salut la toată lumea și bine v-am găsit la acest podcast minunat cu mine și cu domnul Nelu Cortea. Bine ați revenit. Pentru cei care sunt prima oară și ne aud pentru prima oară, pentru cei care sunt prima oară pe canal sau ne aud pentru prima oară pe, cum zice, SoundCloud, da. Lăsați-vă speranțele deoparte. Acesta nu este un podcast serios. Nici sau inteligent. Exact, bravo. Adică este ceva de preferință. Preferabil de consumat după ora 11, după ora 11 noapte, așa. După ce bei câteva. Da, dacă te pui în pat, chestii, așa, da. Și vrei să-i dai shutdown creierului pentru o zi de citit și de mers la Gopo și așa. Bă, dacă vrei, noi suntem invitații speciali de la Gopo de anul viitor. Exact. Îl avem invitat special. Mega special. Mega special pe domnul Super Ciprian. Special. Ciprian Porumbescu. Bună seara. Am zis, dacă tot se difuzează sau mă rog seara să uită oameni, bună seara. Da, dar eu acum am zis așa, dacă dar tu ți-ai dat mai tare la microfon. Păi normal. Păi dar el e sunetism, nebun. El e sunetism, uite ce bine sună el. Lui o cadră cu aici, trebuie să iau microfon. Tot podcastul ăsta noi nu o să ne auzim deloc, doar el o să fie. Bună seara. Da. Ciprian e cu noi la club aici la 99, club aici la 99, club aici la 99, club aici la 99. La ce club, mă? The Fool. La ce club? The Fool. La ce club? The Fool. Așa. Ne ajută foarte tare și să mulțumim din suflet. Dar mai presus de această chestie, domnul Ciprian cântă în formația Boschito. Așa e. Tu nu știai, nu? Ba da, am aflat mai târziu. Trebuie să te prefaci surprins ca să avem o temă pe asta pe discuție. O să tai dacă vrei și wow! Wow! Chiar? Wow! Dar trebuie să faci. Ce vreau să spunem cine ce? Ah, nu, stai Pepe. No, no, no. Scuze. What the? Stai Pepe. Deci să face confuzia cu Boschito, deci, stai. Fac o mică paranteză, stai așa, până ți aduci aminte. Anisia Gafton, când era la emisiune, a venit de fapt, au venit alea de la Bambi. Așa. Și Anisia, care vrea să fie prietenoasă cu ele, a zis: "Vă, uleu, vă ascult de mic și mai ales melodia. Lasă-mă papa la mare, bă." Deci în momentul ăla căprioarele au fost împușcate. Știi că farurile alea că surprind căprioara așa pe stradă. Da, uite, mai e o chestie că solistul nostru e confundat cu Fuego și eu nu înțeleg cum de ce. Cu da, Fuego? Să... Da, da, da. What? E o poveste mai veche, când era el mai tânăr și așa era pe plajă și erau doi băieți pe plajă și zice unul, ce bă, uite-te mă, ești nebun, e Fuego. Și stătea omul la plajă liniștit, știi? Și la care ăsta se zice, bă, prostule, ăsta e Pepe de la Boschito. De la Boschito? Deci, Pepe de la Boschito? Da, da, da. Vezi, deci nu sunt singurul prost. Bă, vezi că ești prost, ăsta e Pepe de la Boschito. Ce mai dubioasă chestie de confundat, mie cel puțin mi s-a întâmplat, când am avut un maraton cu băieții la Cinema Patria, când era Cinema Patria, stăteam afară, fumam o țigară cu toți, cu Teo, cu așa, și a venit un talalila... Yes. Și a zis, aulău, în seara asta cântă și domnul Capatos. E bună, dar no, solistul de la Boschito nu seamănă nici cu Pepe, nu, nici cu Fuego. Nici o legătură, ei probabil, nu știu ce-o fi. Bă, dar s-a îngrășat, mi se pare mie să s-a îngrășat. Păi stai mă, după ce a fost în America, cine merge mă în America și se întoarce la fel? A fost în America? Da, a fost cât, 2 ani, nu? 7 ani. Ok, okay. Facem o chestie, de acum încolo ne facem temele pentru acest podcast. Deci asta iubesc la televiziune, frate. Când vine un moderator, deci mi se pare incredibil de amuzant, când ăla habar, știe cine ești așa, dar el primește niște informații din cască. Cred că a stat 2 ani. Cred că a stat 2 ani. Tu știi, cânti, nu? Știi muzică, nu? A pățit Seinfeld, bă, a pățit Seinfeld când a fost cu ăsta, cu David Letterman. Și ăla i-a zis, și de ce v-au anulat Seinfeld-ul? Mamă, s-a enervat Seinfeld, a zis, noi am renunțat la el, era cel mai bine vândută, eram în top, cum să... Mamă, s-a zis, bă, scuze, nu m-am pregătit, scuze. Eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Ciprian pentru melodia Două mâini. Dar nu trebuie să mulțumești mie. Eu chiar pentești, n-am cufuit. Primul gând când ai zis două mâini și mai ales în stilul ăla de muzică, știi? E o melodie de dragoste pentru mâinile tale care te-au ajutat atât de mult, atâta vreme din copil. Bă, degeaba ziceți, bă, cât sentiment, bă, în adolescență. Eu chiar trebuie să recunosc că eu n-am niciun merit pentru piesa, eu doar o cânt acum cu băieții. Adică piesa e făcută dinainte să fie în formulă, by the way, eu sunt de 10 ani în formula asta. Așa. Acum 7 piesa ani. E făcută de tatălui Radu Almășan, da? Nicolae Almășan, da?
Exact. Asta, nu? Da, da, da. Bă, excelentă, bă. El a propus-o, el a făcut-o, băieții au compus-o, deci eu n-am nicio legătură, n-am tras în studio, n-am făcut-o, eu acum doar o cânt, știi? Sunt doi oameni, de fapt, da, doi oameni, Almășan, pentru două mâini și cum îl cheamă, mă, cu aia, cu frumoasa mea? Frumoasă ești, iubita mea. Cum îl cheamă, mă? Comornic. Nu Comornic, că nu. Comornic i-a dat-o lui... Frumoasa mea. Pavel Marcel. Bă, băiatule, deci când se băga în discotecă frumoasa mea, în noaptea asta, bă, puteai să fii cel mai urât bărbat și cel mai sărac de pe lumea asta, se... trezea ceva în fete, mă. Se trezea ceva în fete. Și le invitai la dans și te uitai în ochi așa și era frumos, bă, nu înțeleg. Frumos, mă! Și după aia, înțelegi, venea două mâini. Bang! Și ce se întâmpla? Plecau exact, toate. Exact, că femeile plecau și rămâneai tu cu două mâini. Și aduceau aminte de iubiților. Te descurcai. Ceau, ăla. Excelentă piesă. Tu ești chitarist în formație. Da. Și tu cred că faci cel mai mult sex, practic. Bă, nu știu. Păi de ce, mă, chitaristul, așa se zice? Nu, de fapt nu, solistul. Da. Dar nu, hai să o luăm așa, că nu tu, Ciprian, nu. Într-o formație, așa se spunea. Că... Da, așa e cumva, adică e o chestie generală. Și ce tare că l-are prieteni, așa cum face. Așa e, în general, nu. Nu, că era, ea știe. Avea pe Netflix, într-un special, un tip, o glumă foarte bună despre Coldplay și despre toboșarul de la Coldplay, pe care nimeni nu știe, are la fel de mulți bani ca toți ceilalți din Coldplay, poate să meargă oriunde, să facă orice. Da. Și el e atât de fericit, adică el se bucură că nici dracul nu știe, adică nu o să zică, a, uite, toboșarul de la Coldplay. Da, era mișto să zici, da, chitaristul face cel mai mult sex, de exemplu, eu fac cel mai mult sex cu prietena mea. Din formație, da, eu... Că, probabil că poveștile astea s-au și din glume pe care noi le avem. Bă, în trupă, adevărat, știi? Nu, sunt glume legate de trupă, cum solistul agață cele mai multe fete, da. După aia vine chitaristul care agață numai 5, nu știu ce, și vine basistul, dol, sol, do, și adică... bravo, mă, că și basistul, m-am uitat de basist. Vezi? Ah, da, mă, basistul, mă. Săraci, dar ești foarte important, adică culmea, bine, noi glumele astea le facem așa la oca, că știm că toată lumea e importantă în formație, știi? Eu cred că prima oară... Dar așa e, na, n-am inventat eu așa. Eu cred că prima oară când am auzit un basist, dar l-am auzit, înțelegi? La modul când ceilalți au tăcut, știi? Și am auzit basistul, a fost la System of a Down. Eu la Red Hot Chili Peppers. Da? Păi, era chitarist. Și oricum, e un basist foarte iconic. Și am zis, gata, da, să știi când, adică la auzi așa, se pare cum ai zis-o, că s-a oprit restul, formația așa, dar în context, dacă nu mai cântă basistul, să simți. Serios? Clar. Simți lipsa de bas. Simți. Adică se face un mix încât... Dar tu, uite, că voi cântați muzică latino-religioasă, nu? Latino-religioasă. Da, asta s-a dus cu latino, a fost mai pe la începutul formației, dar sunteți... e mai mult spre balcanic. Dar voi sunteți mai pe rock, așa, la ce am văzut eu. Da, la ce ai văzut acum, oricum s-a schimbat. În ultimul album avem albumul Babylon, unde cântăm mai multe stiluri. Reggae, punk, rock, am băgat mai multe. De asta l-am și numit Babylon, că avem foarte mult, un amalgam de stiluri și așa. Și da, formația Boschito în live și-a schimbat un pic atitudinea, știi? Adică cântăm mult mai rock față de cum se cânta înainte, știi? Dar știu, tu ești rocker. Mamă, iartă-mă pentru fratele Nicu de la Biserica Adventistă din Morlaca. Asta cu, am tu chestie, ești știi? Rocker, nu? Eu am pățit o chestie, m-am întrebat unul, zice, ceva mă, ești rocker? Da, ia. Da. Cum? Băi, să-ți dau un cap în gură, nu știu, să... Da, el acum ai cuminte, bă, să-l vezi, l-am văzut în live-uri, să-l vezi părul despletit. Păi a apărut toată pe ușa aici, a venit de la un concert, era un... S-a coborât bal printre noi, a venit cu inele, grand frumos. Tu ești rocker de mic? De mult, da. Chiar nu, vorbeam cu... Dar tu ce melodii, ce ascultai prima dată? Primele melodii rock pe care ți le aduci tu aminte, care au zis, da, îmi place rock-ul. Băi, ții minte că... Adică eu sunt rocker, cred că datorită... Adică drogat și rocker e drocker. M-am vrut să... M-am bălbuit eu. Taică mi-o îmi punea, știi, la din ăla, magnetofon, nu știu ce... Da. Deja mă enervez, ai păr lung, tată. Ce urmează? Ce mai e? Cât apul ai? Hai să te ajung.
Și punea ACDC, de-astea, ce s-a ascultat pe atunci. A, deci tu de mic ai fost obișnuit de TikTok. Da, dar am avut, trebuie să recunosc că am avut o perioadă în care, nu știi cum e. Adică nu poți să ajungi la concluzia că nu-ți place ceva dacă nu încerci. Adevărat, așa e, mă, așa e. Eu mi-am făcut tatuajul ăsta cu Tom Waits, exact. Ca să-mi aduc aminte de treaba asta, nice. Cu nu mai judeca lucrurile fără să le cunoști, știi? Exact. Pentru că stăteam cu Mihăluș în apartament, Mihăluș un coleg de-al meu de facultate, și treceam pe lângă camera lui și tot timpul auzeam din camera lui, adică l-a ascultat domnul și auzeam, exact. Ce dracu ascultă ăsta, mă? Și după aia am jucat în Oameni și Șoareci și domnul Cojar, Dumnezeu să-l odihnească, a ales finalul piesei să se desfășoare pe Tom Waits. Știi? Băi, și a fost, cred că prima oară când am auzit cu adevărat omul ăsta, am zis, fucking shit, am stat 2 ani de zile cu omul ăsta în apartament și treceam pe acolo aproape în fiecare zi și când asculta el era, știi, să nu mai judec niciodată așa. De asta acum ascultat. Uite, de exemplu, eu n-am rezonat niciodată cu genul ăsta de... Nu? A melodii care îmi așa par, dar nu. Eu am melodii. Adică am încercat, când eram mai puști, când am început eu să fiu rocker, aveam un grup de prieteni și aveau ăștia un caiet în care, un fel de oracol din ăsta, știi, o evidență, știi? Dar la rocker pe cine ai tăiat din clasă? Fiecare avea pagina lui și trebuia să scrie ce muzică ascultă și eu am scris, adică le-am zis că ascult metale grele, dar eu nu ascultam. Și bine, metal ce ai? Mă rog, luam plutoniu și îl puneam la ureche. Metale grele, știi, și am întrebat, și ce trupă de metale grele asculti? Păi alea de cu ăia. Plumb. Da. Fer. Niște, da. Feraton. Că nu, adică n-am rezonat cu astea. Trebuie să fie un mesaj, o melodie, bă, ceva, știi? Plac. Mie-mi plac, poate pentru că sunt și agitat pe interior, habar n-am. Mie-mi place să ascult rocăreala de aia grohăită mult de tot. Da, nu. Adică nu toate, nu, mănânci căcat, nici tu n-ascult. Bă, da, nu ascult. Acum dacă te duci acasă, dai drumul ăla și faci o omletă și... Nu? Batouăle alea. Adică dacă e metal sau mă, heavy metal sau știi din astea metalic, nu știu, melodic, frumos, un metal. Păi stai, System of a Down e uite, e... A, nu, ăla îmi place, dar nu e, stai un pic. Ăla le înțelegi versurile. Hai să Sepultura. Și la aia le înțelegi versurile. Stai un pic. Nu înțelegi nimic. Eu vorbesc de bun că n-ai ascultat. Cum îi chema? Stai, era o fată, tu și prietenii tăi mi-ați arătat-o, e o formație care se numește Ginger. Ginger, bă, nu mai ținte căutați, deci căutați neapărat, indiferent că ești rocker, stai că ești așa. Orice ai fi pe lumea asta, căutați J-I-N-J-R. Nu, cu J e. Cu J e? Da, cu J e. Deci nu e Ginger, e Ginger. Ginger, nu? Ginger. Ei, melodia, cum se numea melodia? Acum zic. J-I-N-J-R se numește... Pieces. Live session. Și dacă vă uitați la asta, adică imaginea, cum arată fata și cum... Wait for it. Știi când o asculti, wait for it până începe. Deci trebuie să ai răbdare. Deci aveți răbdare până când o să vedeți o chestie extraordinară. Dar nu mai pune că se aude și nu lasă. Nu mai pune. Deci ascultați, asta este ceva incredibil. Cum e asta? Punem un link în descriere. A, da, să nu uit. Da, poate vă pun link. Mi-aduc aminte. Și eu am fost rocker, eu am fost rocker în liceu. Și eu. Faptul că eu cred că am trecut prin toate etapele și m-am oprit la rock. Știi, am fost și ATBist. Tu ai fost manelist, eu așa. A fost și manelist. Ah, oh, fuck. Am fost. Eu niciodată n-am putut. N-am suportat nici. Scurtă. Eu niciodată n-am suportat. Ai fost? Nici. Foarte scurtă. A la nici, am avut. Nici. Trebuie să recunosc. Am fost în Costinești. Toate poveștile. Puteze, cum ai devenit manelist? Păi am fost în Costinești. Discoteca Ring sau cum se chema aia. Da, da, da. Alb, frumos, Jesus. Cum om. Da, alb cum om. Când-ți băgat ala lila și agățai o fetiță. Păi stai, bă, nebunule, cortea nebunule, că pe vremea aia nu erau manelele care sunt acum, bă. Le știu, le știu de când. Erau alea de calitate, bă, era Adrian, Dumnezeul pe vremea mea, era, bă, nebunule, bă. Singurele ori când am dansat, eram beat mort, bă, dar mort, la modul mort și chiar vreau să agăț o fată. Pe asta dar... fac rockeri acum. Nu, da, oribil. Adică ești rocker, ești rocker, dacă nu ai trecut de o... Dar dacă nu ești bea mort, nu ești rocker adevărat, adică... Da. Bă, am fost și... Și ai ascultat ATB? Da, am avut perioada ATB, dar perioada ATB, așa am denumit-o eu, când dansam în sincron cu niște prieteni de-ai mei băieți. Și am avut asta cu... Am avut? Aia cu... Wow! Pe bune, pe bune. Eu mai ascultam Scooter.
ăla era pentru mine. How much is cum the fish? Cum zice ăla, mă? Bonfunk MCs. Ah, da, da, ăla a fost un stil foarte mișto. Exact, exact. Freestyle. Totul era pe sincron cu alți băieți. Pam, pam. Fetele nu. Tot sincron cu alți băieți. What the fuck is wrong with you? N-am avut niciodată. Frate, nu-i nimic neregulă cu mine. Eu am doar că sunt mult mai deschis la minte decât tine. Bine, nu cred că făceai sincron, bă, era sincron, dar nu era sincronul perfect. Adică, fetele de la Andrei erau de shit la sincron. Nu făceam valul. Nu? Nu, nu, nu. Fiecare era pe ruperea lui. Și la un moment dat nu băgai asta de la Animal X-ul, știi? Nu, 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 nu. Sincron era că ne sărutam toți după aia. Eu, după cum știi, n-am avut asta. Am fost cu Britney Spears și... Da, da, deci el ne judecă pe noi. Ai fost cu ea? Da, am fost cu ea două luni. A trecut Britney Spears prin Morlaca la un moment dat. Și where is Nell Cortea? Ascultam Backstreet Boys, albumul ăla Millennium și Britney Spears, da. Eram, știam pe de rost totul. Și pe aia Limp Bizkit, ăla pentru mine a fost turning point. Când a început Limp Bizkit cu Rolling, și ascultat toate albumele. Deci eram obsedat. Mamă, mamă, ce-mi plăcea. Fuck, câtă energie, câtă... Genial. Bă, după acum, Manson și toate alea. Sincer vă zic, și alăturarea asta spre grupul rock, ca să zic așa, a venit și din chestia asta de... Că la era mult mai interesant. Vremea noastră, ca să zic așa, la adolescenții rockeri, era mult mai interesantă toată treaba. Adică beam până ne căcam pe noi. Uite, nu aveam prieteni rockeri. Nu stăteam cu nimeni rockeri. Toți prietenii mei erau pe hip-hop. Deci, ăștia patru care stăteam, tot niciunul nu era pe rock. Eram singurul pe rock. Păi da, Limp Bizkit se apropia un pic așa de zona. Da, era. E o combinație. Îmi și plăcea vremea. Îmi plăcea și Tupac, pe vremea ascultam și... DMX și mama dacă ce erau pe vremea aia, Redman. Dar niciodată n-am avut prieteni rock. Era grup de rocker, dar nu mă... Ei, repet, erau pe... Nu eram... Eu am fost într-un grup de rockeri foarte mișto, adică mare, mare, mare. Și noi cu pădure, în piatră, neamț de unde sunt eu acolo, erau cu chitări și cu din astea și mergeam... Ce fain, asta e fain, asta e fain. Mergeam în pădure, în poieniță, făceam foc, beam bere la pet. Beri la pet, și da, cânta, și eu așa m-am apucat de chitară. Eu am văzut, se poate agăța cu chitară. Ok, știi? Și am făcut, eu de asta m-am apucat de chitară inițial. Păi poți să agăți, că ei, corzile o legi. Da, așa agățam noi în Botoșan cu chitară. Rupeam corzile, le legam și era agățat. Și ne învățam noi între noi, știi, ne învățam, hai, arată-mi și eu, Andri Popa și nebunile astea, da, cântam și de la... De la Phoenix, de la toate nebunile alea. Da, mă, bravo, bă, păi la Pace. Și eram atât de mic încât, ții minte, adică maica mea îmi impunea program, știi, zicea, la 10 să fiu, de unde, eu la 1, 2 ajungeam acasă. Chiar, mă, de ce ne-ai adus chitara acum să ne... Mai civil. De ce? E la Hard Rock Cafe în momentul ăsta. Că am fost, eu am venit de la probele de sunet. Iartă-mă. Iartă-mă. Am concert. Da, nu. Când aveți? În seara asta? În seara asta avem, da. A, deci ăsta apare vineri. Asta apare, deci așa, deci... Deci ieri seara, ieri seara ați avut, nu? Va fi fost. Cum a fost? Băi, cu siguranță foarte mișto. Ce tare. A venit lumea, a venit. Chiar o să cântăm. Am auzit că a fost nebunie acolo, v-ați făcut praf. Da, foarte. Acum trebuie să o faci. Ați cântat și o melodie în franceză, am auzit, nu? Dacă... că la improvizație, acum te oblig să faci lucruri. Da. Nu, că și noi luăm titluri din... din public. Bă, dar asta să știi că nu e ideea, să faci o formație și să cânti doar ce-ți dă din public. Nu, să cânti piesa ta, dar schimbi versurile. Știi? Adică că melodia aia, o armonia aia, da, cunoscută. Dați-mă meserie, instalator 2, instalatori, exact, și o faci pe da. Nu, niciodată. Mamă, rupeți la evenimente. A fi super amuzant. Super amuzant. Da, e funny acum. Bă, vodka a fost un numitor, a fost o decisivă, ca să zic așa, pentru care am rămas la grupul rock, pentru că vodka? Bă, da, era mult. Avem voie vodka să spunem branduri de da, avem vodka? Voi, avem voi, avem. Săniuța? Săniuța, hai, Alba Lupa. Asta cum îi zice, bă, coniacul a apărut mai târziu un pic. Bă, dar voi aveți bani. Dar nu era, bă, coniac, era de asta, bă, să zic și eu. La mine era altfel. Voi aveți bani. La mine în vacanță de vară, când mergeam la Morlaca, atunci mă întâlneam cu niște veri de mii prieteni care erau pe rock, da? E, și cu ăștia... Erau pe rock. Vezi, bă, ce înseamnă rock. Și n-aveam bani să ne luăm chestia. În schimb, părinții noștri aveau depozite de pălincă foarte mari. Bă, furam la pălincă, jur. Ne făceam praf, îți dai seama, de aia de 50 de grade. Eram rupere. Ne-am făcut, țin minte, într-o seară ne-am făcut atât de praf, am băut o sticlă de aia rapid și încă nu venise efectul tot. Și am zis, mai vrem. Și am mers la crâșmă atunci și am luat RDM, rachiu de mere. Deci sardelei, îți dai seama, vreau să o băta din prima. Deci RDM de la Prodvinal, cunosc-o niciodată. Și l-am băut după ce am băut pălincă de 50 de grade, am băut pe ăla, bă, ziceai că e apă.
să mor, pentru că avea vreo 30 de grade, nu știu că dragă. Și ziceai că bă, mi-a fost un rău după aia. Doamne fere, am căzut într-o groapă, nu puteam să mă scoată ăștia. Bă, am adormit în școală. Deci școala noaptea. Păi dar eu adormeam în școală fără băutură. Nu. Nu, dar era eu 12 noaptea. Eu de asta am dat de inteligent. Da, era 12 noaptea și am deschis geamul de la școala generală din Morlac, am intrat, am stat într-o bancă, am dormit acolo. Bă, dar doamne, de ce oribil. Ai făcut? De fapt nici nu știu. Nu știu ce fac. Nu dar mă știam, noi dar cu, fost... beai săniuța, stingeai cu bere. Da. Mi-a făcut pasul de bere. Și bea o bere. Să bem după aia o bere. Adormeam, dar nu înțeleg de ce. Dar nu poți să... Oare, n-aș putea că bem o bere acum? Ai dimineață, mă. Da, hai, dimineață, mă, terminați, mă. Băi, acum suntem rocker responsabili, mă, nu mai suntem rockeriat pe vremuri, mă. Asta vreau să zic, eu... Suntem rocker cu... Nu mai beau, nu mai fumez. Da. Dimineața. Dimineața. Bă, dar ne făceam praf, ții minte. Da, acum, serios vorbind, adică nu... De astea, cum ai zis tu, cu dormitul până din astea, nu, îți dai seama că odată cu ce te maturizezi. Nu? Da, nu, n-am mai pățit. Nu. A, el mai cade de pe garaj, mai are. N-am mai pățit, zic. Eu nu știu ce se întâmpla cu hainele după o beție de asta rockeristă. Se întâmpla ceva cu hainele când ne trezeam goi. Da, mă, ne trezeam goi undeva în nămol. Pare rău, n-am pățit. Stai puțin, hai să mai tragem o dată. Da, sigur trezeam, vrei, da, de sigur ce? Vrei să sună la poliție prima dată să vorbești despre cum asta adică? Cu ei? Adică... Tu ai vorbit acum ca și cum ni s-a întâmplat tuturor. Era, treaba asta. Era o... Păi așa se întâmpla, nu? Nu știu. Zi, mă. Te durea ceva? Nu mă durea nimic. O zonă anume? Nu, dar așa mă trezeam gol și plin de nămol. Și plin de nămol. Plin de nămol, da, undeva de obicei, uite, cum zici tu, la marginea unei păduri sau la chestii de genul ăsta. Cu știi? Oameni, cu și mă trezeam gol, nu gol, adică aveam chiloții pe mine, dar atât. Și un bilețel în chiloți. Call me 07. Dar știi ce e fain? Că întotdeauna găseam bani. Bă, lăsau bani. Ați avut blackout? Bă, nu știu, n-am pățit niciodată. Blackout de fiecare dată, mă, de fiecare blackout. Dată. Eu singură dată. Uite, eu am o chestie. Eu dacă creierul meu simte că nu mai poate să controleze și nu așa, dau afară. Deci instant, eu dau afară, dau la rație, n-am nicio treabă. Dar o singură dată, nu țin minte un kilometru pe care l-am parcurs și m-am trezit direct acasă când mă schimbam. Că am zis că să nu se prindă ai mei că am băutră, neapărat să iau pijamale pe mine și atunci creierul a zis, ok, turn back on, dă-ți jos, mi-a lăsat telefonul undeva să nu mă sune prietenii, dar nu mai știu cum am ajuns acasă. Bă, nu, știu că am mers pe jos, dar habar, eu cred că mi-amintesc un blackout pe care l-am avut. Cum ți-l amintești? Cum dracu ți-l amintești? Adică mi-amintesc blackout-ul pentru că clar a fost blackout, m-am trezit, eram în vama veche, știi? Când era vama veche... Câte blackout-uri s-au întâmplat în vama veche, doamne? Da, dar nu știu de ce am avut blackout. Și m-am trezit pe plajă, eram cu chitara după mine, chitara era așa la vreo 2 metri, scoasă din husa, chitara era așa, ochelari de soare, portofelul deschis așa cu toți banii, mă rog, toți banii, cu tot banul. Așa. Și atunci zic, bă, nu se poate, ce s-a... Am stat la răsărit, în fine, adică mi s-a părut fain pentru că eram în vamă. Dacă eram probabil la casă, da. Nu mai era funny. Dar știi, noi, mama, știi cum e, când ești în vamă, ești... Da, așa trebuie să fie, da, așa e cazarea. Așa e treaba aici, da. Adică dacă nu o faci asta în vamă, n-ai fost în vamă, nu știu. Bă, ce mi-e dor de rockerii care veneau la tine și ziceau, m-aș întreba dacă ai cumva un leu. Da. Excelent, jur. Mi-a plăcut unul în vamă care a venit la noi, așa un din ăsta, știi, personaje de acolo, zice, băiatul, îmi dai și mie 5 lei să-mi iau o sticlă de shaorma. Și a dat, zic, bă, ia 20, bă, da, mai era, aveam nu, doar 5, nu. Avea un nou pancartă la un moment dat, tot așa, acolo pe Bulevardul Vămii, și scria: dacă mă ajutați cu bani să rămân aici, mă țineți departe de părinții mei pe care nu-i plac. Da. Dar observa că nu, ați mai fost în ultimul timp în vamă? No, nu, mai, deci nu copil, mai fratele s-a transformat, meu, deci se duce așa, mamaia cu vama. Asta e părerea mea, da. Adică la așa mi se pare, că nu mai e... În primul rând că plaja e plină de umbrele. Nu mai vezi. Eu nu știu, chiar n-am mai fost și chiar nu știu. Păi ce, mă, dacă e plină de umbrele? Păi stai că stai cu confort, nu e pe... Păi nu...
Îi place confortul. Când mergeai în vamă și vedeai plaja aia da, mă, goală, goală faină, faină, sălbatică, știi? Exact, era mult mai... Și se făceau focuri de tabără, acum nu mai voie. La Stufstock, bă, la ediția a doua la Stufstock. Era vibe ăla de... Frate, mai încercați să vă civilizați și voi. Mai folosiți și voi dușul ăla. Acum, serios, când te duci pe plajă și te duci stânga-dreapta, vrei să, știi, te duci așa și ești... Da. Wow, umbrele, știi, adică nu mai... Mie îmi convine de fel că pot să mă cu copilul acum acolo, deja. Da, asta da, da, da. Eu știu, am nimerit toată la nudiști în vamă, dar nu știam că sunt nudiști. De ce? Că... Erau foarte păroși nu știu, sau nu, ce? Nu, nu, așa, nu știam că sunt acolo nudiști, știi, adică nu, nu știam nu știai că... nu... Băi, și... de ce sunteți goi? Băi, era de 1 mai, mi se pare, da, era de 1 mai și eram cu iubita mea de pe vremea aia și mai eram cu încă unii care și erau cu iubitele lor. Da. Băi, și la un moment dat a intrat unul în... Nu, nu, nu a intrat. A ieșit unul din mare de 1 mai și era frig afară. Nu avea frunza. Nu avea frunza. Bă, și știi că de obicei la apă rece ți se mai... Da. Na, micșorează. Nimic. Șarpele era încă acolo, îl bătea pe picior așa. Tu îți dai seama cum era înainte să intri noi. Aia, fix la asta ne gândeam și noi. Bă, dacă așa e acum... Ce, da. Cum o fi fost la trăit până mare, la convins? Era urme de picioare și coline pe mijlocul. Și cum sunt pietrele alea care merg în deșert, știi? No. Aia. Vreau să vă aduc la cunoștință o chestie pe care am auzit-o ieri până să închidem acest podcast. Există închidem. Consilieri... Ce, deja? Consilieri... Deja? Păi până să, nu. A, da, până să, până am să. Înțeleg. Există consilieri de alăptare. Da, 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 știu. What the... Băi! Păi stai un pic că n-ai copil, n-ai de unde să, eu... să înțelegi. Uite, alt om surprins. Vă explic eu, uite, așa. Ca tată. Nu, sunt surprins de subiectul deci, de tine. Și bărbați, mulți dintre ei sunt bărbați. Sunt probleme, de exemplu, după ce naște femeia cu alăptarea, că nu iese laptele cât trebuie să iasă, că doar stai, tu ce mult dintre ei sunt bărbați, adică sunt cursanți la asta? Nu, uite, sunt unii care te conving să alăptezi. A, bărbați care te învață să... Cel mai sănătos pentru copil și toată lumea, și Organizația Mondială pentru copil până în 2 ani să mănânce lapte de la mamă. Așa. Aia e cel mai sănătos. E, doar că la început e foarte greu pentru mamă să alăpteze copil, pentru că doar, eu știu pe nevastă, deci urla de durere, pe cuvântul meu. Da. Și trebuia să iei pompă specială, să o mulci, ca păvite, frate. Da. Ce face sens? Adică trebuie să te înveți. Și e cineva care stă și îți explică cum să masezi, cum să... Știu că pare foarte, dar așa e. Serios, trebuie să mă asigur. De multe ori pe tine, ca tată, te pune să sugi. Ce, mă? Țâța, îți jur, îți zice să sugi țâța. Eu n-am făcut frate, acolo. Frate, deci stai un pic așa, flow, hai un pic așa. Deci suntem în 2019. Lucrurile bă, da, din ce în ce mai ciudate pe această planetă. Dar haideți să ne oprim dracului din a fi atât de ciudat. Nu, niciodat deloc. Da, așa, bravo, bravo. N-am subțit, dar am avut pompă. Ai subțit la comanda unui bărbat la voi în casă? Dacă, dar n-am avut bărbat, că a avut consilier la clinică. Bă, băule, fii atent. Mă enervează oamenii care zic că, vai Doamne, să ne trezim, că nu mai suntem animale. Tu te-mi pui, mei, atâta timp... Bă, nu, atâta mie, timp par, cât alăptez și mi se pare normal că e natural alăptez. Stai că acum... Bă, atâta timp... Fuck off! Dar de ce, bă, bă, știe, băule, să știi că sunt de acord cu dacă el. Dacă ești în pădure, animale... Bă, tu știi ce am avut acum? Am intrat la Asociația Mondială a Părinților. Bă, fii atent, bă! Și am zis, hei, părinți, eu nu înțeleg asta cu alăptarea. Stai! Eu vreau să zic, mă enervează oamenii care acum se vaște în 2019, tehnologic, totul super. Ok, cacă-te tu, pă-te. Uite, eu n-am zis consilier. Asta zic, nu vreau să zic doar că în continuare... În continuare suntem animale cu aia. Mănânci și te caci în puii mei. Oricât ai fi tu de wow, super fancy, bă, da, trendy. Se pare, adică jur, nu se pare normal e. Să fie cursuri în sensul ăsta. Așa e. Păi stai, bă. Serios? Păi și înainte, mă, stați așa. Ce nu înțeleg eu? Așa. Da, nu înțeleg doar pentru că nu sunt părinte. Deci nu aruncați cu piatra pe YouTube-ul. YouTube-ul satanic au început să... Sacă cac Bordea. Ți-am bat picioarele că zici că pe YouTube acum transpiră satana. Deci nu fac negativism și nu m-am... Așa. Arătătul e foarte sănătos, serios. Ok, înțeleg. Dar înainte de chestia aceasta, ce s-a întâmplat, frate? Păi nu, mă... Adică înainte bunica nu se ta. Păi nu, să zic, asta era cine o problemă. Cine o convingea pe bunica ta? Păi nu, înainte doar le durea. Și aveau moașe.
Dar și ce pui mei râzi? Erau moași și pe vremea aia care știau, babe care au trecut prin asta, da, au avut 7 copii și știu cum e. Și zice, bă, nu, dă-i așa. Și pe vremea aia existau, doar că nu erau, na, nu era atât de mediatizat probabil, care acum, na, toată lumea, e job separat. Cum, eu recunosc păi stai, că... pe vremea lui bunică ta, cum era cu comedia? Exact aceeași chestie. Ce treabă are, nu, bă? Păi are, pentru că nu existau comedianți, cum nu existau nici consilieri de alăptare. Da, dumb și fuck. Ce bine e acum cu comedia. Vai, când scoatem pulile alea pe scenă și le aruncăm așa aiurea. Și nici YouTube nu exista pe vremea lui bunică ta, dacă e să te cași pe tine atâta. Nu știu, deci bă, Ciprian, nu... eu am aflat aseară de treaba asta. Păi ăsta, ăsta e foarte ăsta sănătos, e părinte și-l înțeleg. Dar, prostule, bă, eu înțeleg. Alăptați-vă copii. Ăsta e un copil nealăptat, de-aia așa prost. Tu ai fost alăptat? Cred că nu mi-aduc aminte, eram în blackout. Eu aș vrea să-i mulțumesc Mărioarei. Niciodată nu i-am mulțumit Mărioarei, bă. Ai sub de la Mărioara? Da. Bravo ție. Mărioara era vaca familiei. Vaca, chiar vaca. Am înțeles. Și vaca mea, animal, dar chiar, bă, și eu, bă, iambor și rujii, primele mele două vaci. Iambor? Da, iambor și rujii. Două ai avut? Da, două vaci negre, bivolițe, iambor și rujii. Eu am trei la bloc, aveam dozatoare. Noi aduceam de la voi, importam. Da, și aveam din ăla, te pune așa. Lapte sifon, trâmpa. Da, mă, nu știam că este treaba asta. Aseară am gândit cu voce tare și am zis așa: bă, ești nebun? Chiar există chestia asta? Bă, și în momentul 2, 3 femei au sărit pe mine și au zis: toate aia, dracu, dă prostul, dracului, bă, că se reglează poziția, chestii de genul ăsta. Eu acum glumesc, deci chiar glumesc, să nu mă jurați. Ca și cum, mi se pare ok. Ca și cum, tu ar trebui să faci pipi, da? Și a început să te doară foarte rău și n-ai ști de ce și ce dracu să faci. Păi știu. Păi nu. E gonoree. Nu, să zicem că n-ai ști. Trebuie să mergi la un doctor să zică de ce și cum să faci? E că te cu asta cu pipi. De ce să fie cursul de masturbare, știi? Că nu știi cum faci. Dar păi, n-are legătură. Și dacă ți-e de... ba, eu scos chestii din tine, mă. Păi da, și atunci nu scos chestii din tine. Asta să mă picior. Două mâini. Și da, câteva scoate, câteva fetelor de pe YouTube. Hashtag glumim. Hashtag glumim. Eu chiar înțeleg. Acum chiar înțeleg. Mi s-a făcut lumină în cap. Doar că singura chestie care mi se părea dubioasă e să fie în meseria asta. Asta. No, deci în meseria asta mai ies degetele astea, nu știu de ce. În meseria asta să nu fie bărbați. Dar de ce să? Uite, pentru că acum ești sexist. De ce? Da, chiar pic de ce să nu? De ce? Dacă omul știe, a studiat, de ce să nu știe? Stai un pic. Băi, eu încă sunt bolnav mental, eu încă nu pot să decupez chestia sexuală din toată treaba asta. Vine logic, un bărbat adică care bărbat spune lui nevastă mea: așa, apasă acolo, apasă acolo. Și ginecologii bărbați ce au? Da. Păi, ia vezi că ești prost? Păi nu, dar uite, pentru mine e logic, știi? Adică dintre un bărbat și o femeie, care e mai pasionat de sâni? Știi? Nu? Da, căcat, am fost de acord cu tine, dar nu sunt. Aoleu, faptul ai dreptate, da. Deci, că femeile pot fi și rele, știi? Adică la modul, a, bine că ai tu copil. Știi? A, bine că ți-au crescut ție tâțele. Da. Și ai și lapte. Aoleu, și ia uite, bărbatul tău încă e cu tine. Așa, bravo, vezi, bărbatul neutru, pasionat. Bă, n-am știut, chiar n-am știut că există treaba asta. Cum aș știi? Recunosc că sunt o primată nenorocită și prima chestie care mi-a trecut prin cap. Am auzit, n-am luat-o ca domnul Cortea sau ca alți oameni inteligenți să zic: da, domnule, că uite, nu știu ce, poziția, că stresul, că nu știu ce. Nu, la mine prima oară a fost Brazers present. Dar recunosc că sunt o primată nenorocită. Recunosc că tot ce fac e să fiu prost și să dorm. Aia e tot ce fac eu. Daily basic. Și noi nu-l contrazicem. Da. Voi mă cunoaște, dar după aia, că asta e fain, știi? Asta e fain, că după ce mi-explici, înțeleg. Wow. Lasă un pic de... trebuie să bagi o piesă din aia de... nu știu. Da. Și chiar am să... de acum Jesus încolo, Christ, pentru că am înțeles treaba asta și s-a făcut lumină în cap, de acum încolo când o să văd o primată nenorocită ca mine care râde la chestia, zic: wow. Înțeleg cumva, pentru că și mie prima dată când mi-a zis nevastă mea de consiliu de adoptare, am zis: bun, ce? Asta a fost și reacția mea. Dar nu știi, după ce exact. Da, după ce îți zice, dacă stai discuții, vezi despre ce treaba, îți dai seama că e ok, adică. Și că ești prost. Da, bine.
A doua știre, nu? Că vreau să zic și asta. Mai una. Wow, stai. Încă suntem astăzi, adică încă suntem astăzi când punem podcast. M-așteptam să zici, care-i faza cu femeile politice? Să mai zici o tâmpenie. Nu, la asta chiar nu-i o tâmpenie. Da, nu, politică, nu. Da, nu mă bag aici, nu mă bag aici. Bă, apropo, nu, știți că l-a supărat pe regele Iordanii ceva? Eu, un scandal Da, am auzit că a zis ceva total stupid. Că de ce lămăruși ce a zis? Dar nici nu știe ce a zis. Ea exact cum eram noi rocker pe vremuri, știi, are blackout-ul de la, nu știe, da. Exact ca tine a făcut acum, știi? Da. Și care-i faza cu mutatul ăstia? I-a explicat lumea, a zis, a, nu, că n-am vrut, acum înțeleg, scuze. Ok, da. E timpul pentru o dezvăluire. Eu sunt Dăncilă. Da, să pui un sunet de la. Aruc aici, aici închid podcastul. Buc. Da. Aveam un plan să nu merg anul ăsta la socrii de Paști. Așa. Da. Vreau să stau acasă cu nevastă mea, vreau să mănânce melul. Nu, să vopsească ouăle. Wow. Nu, chiar nu, chiar aveam de gând să nu merg la socrii. Așa. Dar ați văzut că s-a răsturnat o tonă jumate de cocaină în Dunăre? Ghiciu? What? Exact. O tonă jumate, really? Dar nu s-a vărsat toată, dar au recuperat din ea vreo 800 de chile, dar restul... Wow, și m-am panicat că nu o să mai avem de Paște. Și mă duc la socrii de Paște, ei sunt din Măcin, știu de Măcinul. Ce, tu îți faci baie acolo? Nu, vreau să pescuiască niște pești. Mă duc, cred că o să pescuiesc prima oară cu socrii în viața asta, el tot... Ce mergem la pescuit? Da! Plus că glumeam cu Livia, cu nevastă mea, că bacul acum s-ar putea să treacă foarte repede. Bă, da, voi vă dați seama că scenariu de sketch, scenariu de film, serial, cum vreți să spuneți. Cocaina vine venea din Columbia de undeva, da, știi? Pentru ăștia 300, era în valoare de 300 de milioane de euro. Cocaina care s-a vărsat în Dunăre, înțelegi? Puritate 90%, adică wow. Deci doar la puritate asta era de 300 de milioane. Dacă o îndoiau și o făceau, era așa. Ei, unul... Tu de unde știi atâtea despre... Cum? Despre apă. Despre, despre cox. De unde știi atâtea? Cum? De la știri, mă, de unde știu. Așa, iată că mai am informații. Stai așa, că mă... Așa. Mi-a trimis și pachet, okay. Soacră mea. Da, așa. Deci 90%, da? Responsabil pentru transporturile respective, de obicei, e unul, doi, mai mulți care sunt responsabili, adică cartelul desemnează trei responsabili pentru transportul respectiv. Băi, tu n-ai voie, mă, să se răstoarne în Dunăre, adică tu nu poți să le spui lor, păi a plouat și a bătut vântul, mă, doare în cohones, trebuia să iei o navă, știi, adică nu, că ne-a prins poliția, că ne-a filat, ok, înțeleg, ăia aproape s-au predat singur la poliție, înțelegi, pentru ca să fie, exact, dar voi vă dați seama imaginea cât de amuzant ar fi să vezi 16 columbieni pe bacul de la Brăila, așa. Cu snipere, cu chestii, adică hitman de ăia, știi? Tatuați pe, aici pe frunte de puta madre chestii, la Coca Nostra, Pablo Leaves. Deci mi se părea incredibil. Da, uite, socrul tău pare din filmul ăla. Cu mustața. Rog, arată foarte bine, se cu mustața aia și arată. Ah, deci asta faci tu de Paște. Da, mă duc pentru că am vorbit și cu soacră mea și a zis că face gogoși și are foarte mult zahăr vanilat. Bun. Nu mă așteptam la asta. Să dați la pește, A, morlaca, ăsta. Morlaca for life, Paște. De ce nu vii, mă, la Morlac. Măcin? S-ar putea să fie noua chestie, frate. Eu păi tu nu înțelegi. N-am planuri de Paște. Marfa era din Morlaca venit. Bă, și cea mai amuzantă chestie, și asta e o chestie românească, la știri, când au prezentat știrea, au prezentat-o cu părere de rău și au zis ceva de genul: ei, dar cocaina doar trecea pe la noi prin țară. Era în tranzit, nu, da, n-avem noi bani. Nu era pentru noi. Nu avem noi bani. Dar noi avem nas de cocaina aia, domn. Nu era aia de că țară. Că e epidemie de rinită alergică la noi de decaș, păi. Da, ăștia știu, proștii ăștia știu să tragă, bă, trag var de pe pereți, bă. Fiind serios. Da, doamne. Huu, pe aștept paștele.
Apropo, dragi oameni buni, Tour Vlog 2 e pe canalul meu, pe Nel Core. E foarte vlog? Tour Vlog. Tour, e tour foarte vlog. Fain. Mie mi-a plăcut. Ți-a plăcut, mă? Mie da, mi-a plăcut da, foarte mi-a plăcut, fain. Da, mi-a plăcut. Trebuie să mergeți acolo și uitați-vă. E super fain. Adică mie chiar îmi place. Eu m-am uitat la primul. Mi-a plăcut. Asta e mai scurt și mult mai dinamic și mai fain. Bun, câte minute avem? Avem. Ciprian, mulțumim din suflet că ai mai vii. Da, clar. Bă, te-ai simțit bine? Da, să vii, bă, te-ai să simțit vii bine? Să cu chitara, ne faci și... Bă, vii cu chitara? Și facem... Hai că poate mă gândesc. A, stai că tu ești în planul nostru de... Da. Nu, trebuie ce da, nu da. Zice nimic. Lasă da, că să da, vezi. Da. Bine, vă mulțumim din suflet, dragi oameni buni. Nu uitați, dați subscribe if you care. Hashtag sacacacbordea. Vrei să zici Instagram-ul tău? Ciprian Pascal. Ciprian Ioan Pascal pe Facebook. Ciprian Pascal așa. Boschito pe Facebook. Ok. Peace rock out. Rock on. Sacă. Nu, dar vreau să zic ultima chestie. Zi. Ce? Ce mai vrei? Peștele e foarte bun în perioada asta la tună. Doamna Dăncilă. Închis, nu? Păi mă gândesc așa. Stai mă puțin. Că dacă peștele a mâncat cocaină, icrele, cum ar fi icrele?